Lecția 8, partea 1. Completați propozițiile în limba engleză. Picăturile astea de ochi nu sunt bune. These eye drops are not good. Cât sânge a pierdut el până acum? How much blood has he lost so far? Mi-ar plăcea să am un animal în casă. I would like to have a pet. Perciunii ăștia trebuie tăiați. These whiskers need cutting. Poate un papagal să vorbească? Is a parrot able to speak? Nu-mi plac șopârlele. I don't like lizards. Tatăl meu are mulți porumbei. My father has a lot of pigeons. Pantera aceea periculoasă este încă în libertate. That dangerous panther is still at large. Țânțarul ăsta nu m-a lăsat să dorm toată noaptea. That gnat kept me awake all night. Îmi place să privesc pisicuțele cum se joacă. I love watching kittens play. Fermierul și-a vândut toți miii la târg. The farmer sold all his lambs at the fair. Vulturul s-a năpustit asupra șoarecelui. The eagle swooped down on a mouse. Noi îi supraveghem vigilent. We were watching them alertly. Lumea din jurul nostru se schimbă constant. The world around us is constantly changing. Câinele lor mă mârie mereu. Their dog always growls at me. Pisica mie una deoarece nu putea să intre în casă. The cat was mewing because it couldn't get inside the house. Știi vreun animal cu sânge rece? Do you know any cold-blooded animals? Pisica a lins toată farfuria. The cat licked the plate clean. Pisica noastră a început să toarcă. Our cat began to purr. De câte ori mă vede, câinele dă din coadă. Whenever the dog sees me, it wags its tail. În cadrul exercițiului următor vom repeta anumite adjective și adverbe și gradele lor de comparație. Completați propozițiile în limba engleză. Fratele meu mai mare este un actor celebru. My elder brother is a famous actor. Ce universitate a absolvit fratele lui mai mare? What university did his eldest brother graduate from? El este un profesor extrem de respectat. He is a most respected professor. Nu pot să mai stau aici nici o clipă. I can't stay here any longer. Cu cât am învățat mai mult, cu atât am știut mai mult. The more I studied, the more I knew. Defunctul domn Brown ne-a avertizat să nu semnăm niciun contract cu ei. The late Mr. Brown warned us against signing any contract with them. Când eram în parc, m-am rănit la mâna stângă. When I was in the park, I hurt my left hand. Crezi că vor mai fi întârzieri de acum înainte? Do you think there will be any further delays? Pentru informații suplimentare, trebuie să luați legătura cu biroul lor din Londra. For further information, you must contact their office in London. Sunt mai obosit decât oricare dintre voi. I'm more tired than any of you. Ăsta a fost singurul lucru pe care el și l-a putut aminti. That was the only thing that he could remember. Ai auzit ultimele știri? Have you heard the latest news? El este întotdeauna ultimul care se oprește din lucru. He is always the last to stop working. Săracii vor primi două prânzuri pe zi. The poor will receive two meals a day. Era cât pe ce să am un accident în dimineața asta. I nearly had an accident this morning. Nu am învățat prea mult în ultimul timp. I haven't studied too hard lately. El este cel mai nepoliticos copil pe care îl știu. He is the most impolite child that I know. Primul este mai prost, dar al doilea este mai scump. The former is worse, but the latter is more expensive. Datorită ceței, vizibilitatea s-a redus drastic.
Because of the fog, visibility was drastically reduced. Hotărârea ta mi se pare incredibil de proastă. I find your decision impossibly stupid. Vom învăța acum câteva cuvinte și expresii noi care ne vor înlesni înțelegerea ultimului dialog. What's the matter? Ce s-a întâmplat? Ce este? Worn out. Istovit, obosit peste măsură. How come? Cum se face că? Cum s-a întâmplat că? Owing to. Datorită, din cauză. Hold up. Blocarea traficului. Oprire în trafic. Check out. Casă. To weave one's way. Aș croi drum. Motorist. Automobilist. To detest. A detesta. A nu putea suferi. It's the pits. E sub orice critică. Department store. Magazin universal. Hassle. Neplăcere, problemă, încurcătură. Stuff. Lucru, obiect, material. To get down to. A se apuca de ceva. Iată acum propozițiile în care folosim cuvinte noi. What's the matter with him? He stopped talking to me. Ce s-a întâmplat cu el? Nu mai vorbește cu mine. I'm worn out. I haven't slept for the last 3 days. Sunt frânt de oboseală. Nu am dormit de 3 zile. How come you didn't find him? Cum se face că nu l-ai găsit? Our journey will be delayed owing to bad weather conditions. Călătoria noastră se va amâna datorită condițiilor meteorologice proaste. Today there are many hold-ups on this road. Astăzi sunt multe opriri pe această stradă. I didn't queue long at the checkout. Nu am stat mult la coadă la casă. He was weaving his way through the crowd. El își croia drum prin mulțime. I hate motorists. Urăsc automobiliștii. I detest people who cheat on their spouses. Detest oamenii care își înșală partenerul de viață. That dictionary is the pits. Acest dicționar este sub orice critică. Is this department store open on Sunday? Este acest magazin universal deschis duminica? If you follow my advice, you'll avoid a lot of hassle. Dacă mi urmezi sfatul, vei evita o mulțime de probleme. I can't carry that stuff alone. Nu pot să duc toate lucrurile astea singur. Let's stop talking and get down to work. Să nu mai vorbim și să ne apucăm de treabă. Iată ultimul dialog. De această dată, John și Mary vorbesc despre cumpărături și blocări ale traficului. John and Mary are talking about shopping and traffic. Hello, Mary. Hello, John. I'm sorry I've kept you waiting. What's the matter? You really look worn out. How come you're so late? I couldn't arrive earlier owing to a traffic hold-up. I had to pull up at all traffic lights on my way here. Moreover, I had to queue at the checkout about 20 minutes. You sound as if you hate travelling by car in town. It seems to me you don't like shopping either. Well, if you're a cyclist, you can weave your way through the busy traffic. But if you're a motorist, you have to stop your car every few yards. And I don't mind shopping. Oh, I love that. I love buying presents as long as I've got a few moments to spare. But I detest the sales. They're the pits. And you, John? I don't mind shopping in small shops, but I love shopping in department stores. They offer a wide range of things. There are always parking places in front of them. You can load your shopping in the car and drive away. It's simple. There's no hassle. Yeah, but in department stores, you usually buy the stuff you don't need at all. And most often, you leave them with empty pockets. Okay, Mary.
Let's get down to work then. Completați propozițiile în limba engleză. Ce s-a întâmplat? What's the matter? Arăți obosit frânt. You really look worn out. Cum se face că ai întârziat atât? How come you're so late? Nu am putut să ajung mai devreme datorită unei blocări a traficului. I couldn't come earlier owing to a traffic hold-up. A trebuit să stau la coadă la casă. I had to queue at the checkout. Dacă ești ciclist, îți poți croi drum prin trafic. If you're a cyclist, you can weave your way through the traffic. Dacă ești automobilist, trebuie să oprești mașina la fiecare metru. If you're a motorist, you have to stop your car every few yards. Dar nu pot să sufăr soldurile. But I detest the sales. Îmi place să fac cumpărături în magazinele universale. I love shopping in department stores. Este simplu și nu pune probleme. It's simple and there's no hassle. Cumperi lucruri de care nu ai deloc nevoie. You buy the stuff you don't need at all. Traduceți câteva expresii și propoziții în limba engleză. Îmi pare rău că te-am făcut să aștepți. I'm sorry I've kept you waiting. E sub orice critică. It's the pits. Datorită unei blocări a traficului. Owing to a traffic hold-up. Aș croi drum prin trafic. To weave one's way through the traffic. Puțin timp liber. A few moments to spare. A sta la coadă la casă. To queue at the checkout. O gamă largă de obiecte. A wide range of things. Cunoașteți deja faptul că majoritatea adverbelor din limba engleză au terminația li, care se adaugă adjectivelor din care se formează. Trebuie să rețineți totuși că există și câteva adjective care au terminația li. Iată cele mai importante cuvinte de acest tip. Brotherly. Frățesc. Sisterly. Cade soră. Cowardly. Laș. Elderly. Mai mare, mai în vârstă. Fatherly. Patern. Motherly. Matern. Heavenly. Divin. Minunat. Likely. Probabil, verosimil. Unlikely. Puțin probabil, improbabil. Lively. Vioi, însuflețit. Manly. Bărbătesc. Womanly. Feminin. Sickly. Bolnav, bolnavicios. Exemple de propoziții. He is a cowardly man. El este un bărbat laș. Please, help the elderly. Vă rog, ajutați-i pe cei în vârstă. It was sisterly love. Era dragoste de soră. I love your manly figure. Îmi place înfățișarea ta bărbătească. Majoritatea adjectivelor menționate mai sus pot determina verbe în combinație cu way, fashion sau manner. De exemplu, he loves me in a brotherly way. El mă iubește frățește. You acted in a cowardly manner. Te-ai purtat într-un mod laș. Traduceți câteva propoziții în limba engleză folosind regulile gramaticale învățate. Tocmai am mâncat cea mai delicioasă mâncare din viața mea. I have just had the most heavenly dish in my life. A fost o discuție însuflețită. It was a lively discussion. El a vorbit cu o voce gravă, bărbătească. He spoke with a deep, manly voice. Înfățișarea ei arată că a devenit mai feminină. Her figure shows that she has become more womanly.
Ea se poartă cu mine ca o soră. She treats me in a sisterly way. Care sunt consecințele probabile ale unui asemenea comportament? What are the likely consequences of such behavior? Acești lideri erau corupți și lași. These were corrupt and cowardly leaders. Mâini materne m-au atins cu blândețe. Motherly hands touched me gently. Aceștia sunt copii bolnăvicioși. These are sickly children. Terminația li poate fi adăugată și substantivelor day, week, month, year. Și astfel se formează următoarele cuvinte. Daily, weekly, monthly. Și astfel se formează următoarele cuvinte. Daily, weekly, monthly. Și yearly. Care au următoarele semnificații. Daily. Cotidian, ziar. Zilnic, de toate zilele. În fiecare zi. Weekly. Săptămânal. În fiecare săptămână. Monthly. Revistă lunară. Lunar. În fiecare lună. Yearly. Anuar. Anual. Ca adjectiv. În fiecare an. Exemple. I write to my husband daily. Îi scriu zilnic soțului meu. These are monthly meetings. Acestea sunt întâlniri lunare. This is a good weekly. Acesta este un săptămânal bun. What is their yearly production? Care este producția lor anuală? Traduceți în limba engleză. Să cureți podeaua în fiecare zi. Clean the floor daily. Nu citesc nicio revistă lunară. I don't read any monthlies. Ce câștiguri săptămânale ai? What are your weekly earnings? Ne întâlnim anual. We meet yearly. Aș vrea să mă abonez la acest săptămânal. I'd like to subscribe to this weekly. Ce venit net anual ai? What is your yearly cash income? Ea mă consultă zilnic. She is in daily consultation with me. Știi vreun săptămânal bun? Do you know a good weekly? Magazinul este deschis zilnic. The shop is open daily. Repetați vocabularul din ultimul dialog, traducând propozițiile în limba engleză. Ce s-a întâmplat cu televizorul? Nu mai merge. What's the matter with the telly? It's not working. Sunt istovit după o călătorie lungă. I'm worn out after a long journey. Cum se face că ai pierdut trenul? How come you missed the train? Vom plăti mult pentru toate lucrurile astea. We'll pay a lot for all that stuff. Detest să fac asta. I detest doing that. Trenul nostru este în întârziere din cauza condițiilor meteorologice proaste. Our train is delayed owing to bad weather conditions. Filmul acela este sub orice critică. That film is the pits. Să nu pierdem timpul și să ne apucăm de proiect. Let's not waste time and get down to the project. În cadrul exercițiului nostru fonetic vom exersa sunetul O. Să exersăm pronunția cuvintelor. Door, floor, four, more, snore, raw, law, taught, thought. Să exersăm acest sunet în câteva propoziții. I thought he would clean the floor four times. He snored at dawn.
They ought to study more if they want to know the law. He bought a new cord. Lecția 8, partea a doua. În această parte a lecției vom repeta tot materialul introdus în cele două lecții. Traduceți în limba engleză. Urma să-mi văd tatăl ieri. I was to have seen my father yesterday. Polițistul i-a semnalizat să tragă pe dreapta. The policeman signaled to him to pull over. Mașina s-a oprit la semafoare. The car pulled up at the traffic lights. El a ridicat o cutie de conserve și a aruncat-o la coșul de gunoi. He picked up a can and threw it into the dustbin. Pentru a pune capac la toate, m-am trezit prea târziu. To make things worse, I overslept. Ei au dat ceasul înainte. They pushed the clock forwards. Nu am nici cea mai mică idee cum a sărit peste acest gard. I haven't got the slightest idea how he could get over this fence. Continuă. Ascultăm cu toții. Go ahead. We are all listening. Nu trebuia să schimbi între a patra atât de repede. You needn't have changed into fourth so quickly. Trebuie să schimbi viteza ca să poată urca la deal. You must change gear to make the car go uphill. Este mai la sud decât am crezut. It's farther southwards than we thought. Probabil că nu va mai trebui să vorbești cu el niciodată. Presumably, you won't have to talk to him anymore. Poate că Mary s-a dus la magazinul universal. Mary may have gone to the department store. Probabil l-ai văzut când stătea în pragul acestei case. I must have seen him when he was standing on the threshold of this house. Acest vehicul este al lor? Is that their vehicle? De o oră încerc să-l potolesc, dar țipă continuu. For an hour I've been trying to calm him down, but he keeps shouting. Este inutil să te plângi atâta timp cât el se ocupă de acest proiect. It's futile to complain when he is in charge of the project. Ar fi trebuit să ai grijă de mașina asta. You should have watched out for that car. Spune-ne cum s-a întâmplat. Suntem ochi și urechi. Tell us how this happened. We're all ears. Spre finalul spectacolului s-au stins luminile. Towards the end of that performance, the lights went off. Privește sus spre cer. Look upwards at the sky. În ultimul exercițiu vom repeta multe construcții gramaticale pe care deja le cunoașteți. Traduceți în limba engleză. Apa este destul de fierbinte pentru a face o baie? Is this water hot enough to take a bath? Nu prea îndrăznesc să-i spun adevărul. I hardly dare tell him the truth. Când ți-ai scos dintele? When did you have your tooth out? Trebuie să-mi fac un control la ochi. I must have my eyes tested. Va fi o grevă peste două zile, nu-i așa? There'll be a strike in 2 days, won't there? Pe ce drum a luat-o el? Which way did he go? Care dintre voi dorește să-l duc cu mașina? Which of you needs a car? Dacă sunteți interesat de oferta noastră, vă rugăm sunați-ne. Should you be interested in our offer, please phone us. Dacă aș fi în locul tău, nu aș refuza această propunere. If I were you, I wouldn't turn down that proposal. El m-a întrebat dacă știu ceva despre asta. He asked me whether I knew anything about that. Nu-i lăsa pe copii să-l agaseze. Don't let the children annoy him. Ca să fiu sincer, n-am auzit niciodată de el. To tell the truth, I've never heard about him. I se permite să stea mai mult? Is he allowed to stay longer? Este plăcut să stai întins la soare. It's pleasant to lie in the sun. El vorbea cu un bărbat când l-am văzut de departe. He was talking to a man when I saw him in the distance. Nu-mi place să discut nimic cu tine. There's nothing I'd like to discuss with you. Este vorba de modul în care tratezi aceste probleme. It has to do with the way you handle these matters.
Fratele ei mai mare are 25 de ani. Her elder brother is 25. El a fost primul care a ajuns. He was the first to arrive. Nici ție, nici lor nu vi se vor cere scuze. Neither you nor them will be apologized to. Cel care a spus asta s-a înșelat. Whoever has said that is wrong. Acesta este motivul pentru care ea nu s-a măritat cu el. That was the reason why she didn't marry him. O să mai insisti în această privință, nu-i așa? You are going to work on it, aren't you? El nu vorbește bine engleza. Nici eu. He doesn't speak good English. Neither do I. Vei avea voie să mă vizitezi în după-amiaza asta? Will you be allowed to visit me this afternoon? Cum îndrăznești să-i vorbești astfel șefului tău? How dare you speak like that to your boss? Obișnuiai să joci tenis când erai copil? Did you used to play tennis when you were a child? De-abia îl văzusem când m-a salutat. Hardly had I seen him when he greeted me. Ne vom vopsi ferestrele în maro. We'll have our windows painted brown. Cu mulți ani în urmă, această magazie a fost incendiată. Many years ago, that shed was set fire to. Nu era nevoie să-l faci să părăsească slujba aceea. You needn't have made him quit that job.